Deși românii sunt obișnuiți să se întoarcă din concediu cu săpunuri, papuci sau prosoape de la hoteluri, iată că un bărbat a ridicat ștacheta. Proprietarii unei pensiuni din Vama Veche au reclamat faptul că turiștii pe care i-au cazat au plecat cu frigiderul. Conform mesajul.ro, ei au postat pe un grup de Facebook imaginile în care un turist este surprins în momentul în care pleacă cu frigiderul din incinta pensiunii. În imagini se poate observa cum un bărbat analizează un pic situația și după ce pare că ezită, se hotărăște și scoate frigiderul din priză, îl ia în brațe și pleacă. Bărbatul care a furat un frigider din Vama Veche a fost identificat de polițiști. La data de 23 august, bărbatul în cauză ar fi sustras de pe terasa unei pensiuni un frigider. Bunul sustras a fost recuperat și restituit persoanei vătămate. În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, a anunțat poliția, relatează mesajul.ro.